Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri directe pentru postul de președinte al Republicii Moldova, dumneavoastră, care din următoarele personalități politice ați vota? Adică noi, la data de 1 septembrie, care am avut deja persoanele care au declarat că se înscriu în scrutinul electoral, da? Noi am introdus într-o listă și uitați ce am obținut. Igor Dodon 29%, Maia Sandu 12,35%, Andrei Anastasie pe locul 3 11,35%, Iurie Leang 6,35%, Marian Lupu 9,95%, Dmitrie Ciubașencu 2,95%, Mihai Ghimpu 1%, alte personalitate 6,85%, și acolo sunt undeva vreo 7-8 personalități au fost însemnate în chestionare. Împotriva tuturor 3%, nu voi participa la alegeri 8%, nu știu 9,25%.